se întreabă ea. I mare, răspunde Ica, sora sa. Și eu, și tu, și Ionel ne scriem numele cu N. Elevii de la școala Constantin Negreanu au demonstrat că au depășit cu brio toate provocările din timpul anului școlar. Cei mai merituoși au fost recompensați de către dascăli într-un cadru festiv. Clasa a doua B, Balica Alexandru. Anul acesta am învățat multe lucruri, am mers la concursuri, am luat și diplomă. Eu sunt îmbrăcată așa pentru că trebuie să am flori și am și o păreriuță cu flori pentru că sunt în primăvară. Ce ai învățat la școală anul acesta? Am să scriu, să citesc. Pentru cei mai mici elevi a venit și prima vacanță mare din viața de școlar. Îmi place că vine vacanța, mi-a plăcut la școală. Ai zis că n-ai umbrelă? Ce fel de premii ai luat la școală? Elevii talentați și-au încântat profesorii și bunicii în cadrul festivității dedicate aniversării a 51 de ani de la înființarea școlii. Sunt o fată frumoșică și de felul măruțică, măi, măi. Sunt o fată frumoșică și de felul măruțică, măi, măi. Suntem la 15-a aniversare de când această școală poartă un nume, numele Constantin Negreanu, așa după cum știm, care a fost un mare cărturar al școlii mehedințene și care a trecut prin această școală ca director și a picurat în sufletul copiilor și a cadrelor didactice lumină și căldură. În cei 51 de ani de când funcționează școala Constantin Negreanu, aici au învățat 10 de generații de elevi, iar rezultatele au fost la înălțime. Doar anul acesta, școlarii au obținut peste 40 de premii la concursurile naționale organizate de Ministerul Educației.